Aș vrea să zicem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că avem un Dumnezeu care merită să fie binecuvântat, să fie lăudat, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru, Cel care ne binecuvintează în fiecare zi. Ne-a binecuvântat și în după masa aceasta și ne-a dat prilejul să ne putem bucura în casa de rugăciune. În locul în care spunea psalmistul la un moment dat ce se întâmplă. Dă Domnul binecuvântarea viața pentru veșnicie, slăviți să fie Domnul. Și iată ne adunați în numele Lui în seara aceasta. Și Biblia spune, S -s cuvintele Mântuitorului care sună așa, dacă doi sau trei, păi noi suntem cu mulți mai mulți de doi sau trei, nu? Dacă se adună, se învoie să ceară un lucru, cuvântul lui Dumnezeu spune că le va fi dat, binecuvântat să fie Domnul. Vă aduce salutări din partea fraților de la Balș, Biserica uh, Elim, prin versetele care se găsesc în Iuda, versetul 20 și 21, care spun așa Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfânte, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru pentru viața veșnică. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, că avem nevoie. Cântarea aceasta ultima care se cânta spunea la un moment dat Învață-mă să-mi o Doamne, voia Ta mereu. Eu... E frumoasă cântarea, dar eu aș vrea să întreb, chiar ne dorim lucrul acesta? Cunoaștem care este voia lui Dumnezeu pentru noi? Nu-i suficient să o cunoaștem dacă nu o acceptăm în viața noastră, să știți. Pe lângă multe altele, sau versete care Dumnezeu, prin care ne vorbește în Scriptură despre voia Lui, aș vrea să încep prin a citi din 1 Petru, capitolul 3 cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17 care spune așa, că ce este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. De ce? Hristos de asemenea a suferit. Odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. Să știți, de multe ori ne-am întrebat și ne întrebăm de unde vine suferința, de ce este suferință, de ce oamenii suferă pe pământul acesta, la ce ne folosește suferința. Textul care s-a citit în seara aceasta scoate în evidență lucrul acesta și Dumnezeu spune: Știu! Ce știe Dumnezeu? Absolut totul. Este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Știe și atunci când îți merge bine, știe și atunci când îți merge greu, că rău nu ne merge niciodată, atâta timp cât avem impresia că ne merge rău. Nu ne merge rău, să știți. Chiar și în suferință, Domnul este lângă noi, binecuvântat să fie Domnul. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești? Auzi cum te vede Dumnezeu în suferință, bogat, bine cuvânta să fie domnul. Pe lângă multe alte voia lui Dumnezeu, pe lângă sfințire, pe lângă facere de bine, pe lângă mulțumire, se încadrează și suferința, să știți, căci așa este mai bine. Mai bine să suferi acum de dimineață la cine se citea spre exemplu 1 Corinteni capitolul 11, versetul 30 și 29 în jos, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai bine ne-am cercetat noi aici, acum, astăzi, și să lăsăm pe Dumnezeu să cerceteze viața noastră. De ce? Chiar dacă trecem prin suferință, este mai bine aici decât să nu fim aici și să fim? Păi dacă suntem judecați aici, nu suntem judecați pentru a fi condamnați. A judeca, să știți, în scriptură are mai multe conotații. Spre exemplu, Apostolul Pavel spune într-o împrejurare: Judecați voi singuri dacă este drept. Nu spune să condamnați, spune să gândiți, a judeca, a raționa. A judeca este cu altă funcție de a condamna. A judeca este cu altă funcție de a cerceta cu diamănuntul. Dar nu la aceasta aș vrea să ne oprim, ci uitându-ne la noi să vedem ce vrea Dumnezeu să învățăm din suferința prin care trecem, frați și surori. Anul 2020 a fost un an uh, al suferinței. Întreg mapa mondul a trecut prin suferință. Dumneavoastră aici, în județul Olt, au fost oameni care au trecut prin suferință. În orașul Balșor au fost oameni care au trecut și trec și vor mai trece prin suferință. Apropo, știți că în momentul în care Dumnezeu a creat omul, în momentul în care Dumnezeu a creat lumea, în momentul în care Dumnezeu a creat împrejurările și apoi l-a creat pe om, a creat mediul potrivit pentru om, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu era suferință. Dumnezeu n-a creat suferință. Dar din cauza neascultării omului, din cauza faptului că omul a păcătuit, n-a ascultat de glasul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Geneza capitolul 3 că această neascultare a produs printre multe alte consecințe și suferința. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Citeți de la versetul 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Prima afirmație de suferință, a fi zdrobit. Și apoi merge mai departe Dumnezeu și spune, femeii i-a zis, voi mări foarte mult, ce? Suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii. Ce bine ar fi ca atunci când femeia naște, să n-aibă nicio durere. Dar așa a fost îngăduită, nu creată de Dumnezeu. Suferința, să știți, nu vine din partea lui Dumnezeu. Nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu, dar câteodată ne prinde bine. Apoi. Trecem fiecare dintre noi, să știți, prin suferință. Suferința în scriptură ne este prezentată, printre altele, ca și o înștiințare din partea lui Dumnezeu. Iov, capitolul 36, versetul 15, Cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește despre lucrul acesta. Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Dumnezeu vrea să vorbească cu omul. Dumnezeu vrea să fie mai aproape de om și să știți, calea prin care Dumnezeu se apropie de noi în cele mai multe ipostaze este prin suferință. Dumnezeu este mai aproape de noi atunci când suntem în suferință, și nouă ni se pare de multe ori, și am spus-o și eu, și a spus-o și dumneavoastră. Doamne, parcă m-ai uitat, sunt nenorociit, sunt uh, pierdut, sunt apăsat, sunt zdrobit. Unde ești, Doamne, parcă nu te mai văd, parcă nu te mai simt? Spunea cineva o întâmplare foarte interesantă la un moment dat despre un frate care era foarte. Uh, prigonit din pricina faptului că era credincios copila lui Dumnezeu și într-o circunstanță neplecută, într-un accident de mașină, copilul lui moare. Ajungând la locul accidentului, ieșea copilul în brațe, plângând înaintea lui Dumnezeu. Oamenii din jur se uită la el și spune, unde este Dumnezeul tău acum? Și ridicându-și privirea întristată și lovit, zdrobit de durerea aceasta, redă următoarele cuvinte și spune așa, exact în același loc în care a fost și când a murit fiul lui. Dumnezeu e același binecuvântat să fie în numele lui. El nu se schimbă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și eu așa cred. Este lângă tine, a fost și va rămâne lângă noi. Știți cât timp? Atâta timp cât noi vom rămâne lângă El, binecuvântat să fie Domnul. De multe ori ni se pare că Dumnezeu se depărtează de noi și în suferință, în cea mai mare parte, omul, să știți, are impresia că Dumnezeu s-a depărtat. Nu, să știți, Dumnezeu e lângă noi. Dumnezeu este lângă omul zdrobit, este lângă cel cu inima întristată. De ce? Ca să învioreze, să ridice, să mângâie, să dea biruință și bucurie celor întristați, binecuvântat să fie Domnul. Suferința, să știți, mai apare în urma păcatului. Mica, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu ne relatează lucrul acesta, Mica 6 cu 13, ca și o consecință a păcatului, a faptului că omul a păcătuit și n-a stat în prezența lui Dumnezeu. Auziți, De aceea și eu te voi lovi cu suferința. Te voi pustii pentru păcatele tale. Faptul că omul a păcătuit, în urma păcatului există o consecință. În urma facerii de bine există o consecință. În urma unei alegeri pe care omul o face există o consecință. Spre exemplu, în urma alegerii de a păcătui, consecința în unele circumstanțe și în cea mai mare parte a păcatului este suferința. Știți de ce? Pentru că Hristos, Domnul, vrea să ne aibă fără pată, fără zbârcitură, curați, binecuvântat să fie Domnul. Și apoi suferința este cea care ne debarasează, ne dezlipește de tot ceea ce nu este plăcut voii lui Dumnezeu și a... Ne ajută să acceptăm în viața noastră ce? Voia lui Dumnezeu, suferința care este bună, plăcută și spuneți dumneavoastră mai departe. O acceptăm? Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. O altă alegere pe care omul o face, spre exemplu, și suferă în. Matei, capitolul 5, versetul 11 și 12, la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu spune veți suferi, veți fi jocoriți, vă vor prigoni. De ce? Din pricina unei alegeri pe care ai făcut-o. Dumneavoastră, ca și mine, cunoașteți mult mai multe cazuri în care oamenii au ales să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos și nu toți din familia celui care a ales au fost pocăiți, mântuiți, oameni iertați, eliberați de și salvați de păcat. Și în urma alegerii pe care omul acesta a făcut-o, să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos, a apărut suferința în viața lui, a apărut prigonirea. Dar versetul 12 este mult mai frumos decât 11, care spune așa: Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că suferiți din pricina numelui meu. De ce? Pentru că în urma suferinței, consecința merge mai departe. Și dacă o accepți în viața ta, răsplata ta este mare în ceruri. Binecuvântat să fie Domnul. O altă alegere pe care. Omul o face. Petru scoate în evidență lucrul acesta. 1 Petru, capitolul 4, versetul 15. De data aceasta, din cauza unei alegeri greșite, spune așa: Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele, sau fiți atenți că asta produce o suferință fantastică și tulburări de comportament în unele cazuri. Sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile. Și aici lista e destul de lungă. Vrea să fie păstor, dar pe el Dumnezeu l-a chemat să cânte. Vrea să facă o altă slujbă, dar nu asculte de autoritatea bisericii se amestecă, nu mai continui, că la voi nu se întâmplă, dă -mi slavă Domnului. Dar uneori, din cauza unei alegeri pe care omul o face, suferă. Și suferă în interiorul lui și suferă rău, nu așa? Se tulbură. Unii fac și diabet din cauza asta. Nu? Știți că Biblia nu minte. Atât de mult îmi place de Dumnezeul pe care eu îl slujesc, frați și surori. Îi pleznește, sau cum o zice cineva, crapă fiere, el de ciudă. Provocă boală. Biblia e destul de concisă în ceea ce spune și în Luca 12, cuvântul lui Dumnezeu spune, e poruncă, frați și sorori, nu vă îngrijorați. De ce? Faceți psoriazis. Crește tensiunea și s-ar putea să... Știți cum e vorba aia românească? Ți se urcă sângele la capă. De ce? Din cauza faptului că te-ai amestecat în treburile altuia și Apostolul Petru trage un semnal de alarmă și zice Nu suferiți din pricina asta! De ce? Știți, altă vorbă românească, ce face omul cu mâna lui se numește lucru manual. Cum îți așterni așa dormi? Păi dacă vrei să nu suferi, stai la locul pe care uh, trebuie și la care te-a chemat Dumnezeu și zic Doamne ajută-ne! Suferința, să știți, este calea spre împărăția lui Dumnezeu. Acesta este drumul pe care Dumnezeu ne l-a trasat prin Domnul Isus Hristos. Tot Petru vine și spune, pentru că Petru este unul din scriitorii Bibliei care a scris bisericii într-o perioadă de prigoană, într-o perioadă în care biserica nu era într-o eră bună, am putea spune erau într-un într 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 timp în care erau prigoniți din pricina credinței, din pricina a ceea ce mărturiseau, din pricina a ceea ce proclamau. Vă aduceți aminte de Petru și Ioan închiși în temniță de mai marii soborului, care la un moment dat le-au poruncit să nu mai vorbească în numele Domnului Isus Hristos. Și pentru lucrul acesta au avut de suferit. De altfel, spunea Apostolul Pavel lui Timotei, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, cu pioșenie, cu zmerenie, cu teamă, cu frică de Domnul, soarta le va fi? Domne ajută-ne să acceptăm! 1 Petru 2 cu 20 în, în adevăr ce fală este dacă să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui, binecuvântat să fie Domnul. El este Cel care ne-a dat posibilitatea aceasta să călcăm pe urmele Lui. Aceasta este calea pe care trebuie să mergem. Este o altă, este o cântare care spune În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața s-au dat. Și noi nu suportăm când vorbește cineva despre noi și spune Mai auzi ce o zis? Pah, nu. nu te băga în treburile altuia, vezi de lucrarea la care te-o chemat, drumul pe care Dumnezeu ți l-a trasat și suferința aceasta te va păzi sau vei fi păzit de astfel de suferință. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui? Păi dacă Domnul a trecut pe acolo, se predică astăzi și am auzit expresia aceasta că dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ai încheiat legământ cu Dumnezeu, dacă l-ai pe Dumnezeu ca tată, tu n-ai voie să fii bolnav, n-ai voie să suferi, n-ai voie să... Auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Fiți atenți! Domnul Psalmul 41. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ. Domnul îl sprijină când? Când este pe patul de suferință. Îi ușurezi durerile în toate? Pe mine mă uimit versetul ăsta. Citiți dumneavoastră că scrie ceva de vindecare aici? Nu că nu poate Dumnezeu să vindece, Dumnezeu poate binecuvânta să-i fie numele, dar uneori vrea să ne învețe ceva de aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim culoarea aminte. Aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm, trecând prin suferință, vom ajunge la un moment dat, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, psalmul 12 cu 6, cuvântul Domnului este un aur, un argint lămurit într-un cuptor de pământ și curățit de câte ori? De șapte ori. Biblia, Cuvântului Dumnezeu spune în Ioan capitolul 15 că atunci noi când suntem în viță ca să putem aduce roadă, ce face tatăl care este vierul? O? O curăță. În vie există foarfecă. Întreb, când dumneavoastră ați curăța via sau când Dumnezeu curăță, ne place? Nu. Dar ce se întâmplă? Ne face bine. Chiar dacă nu ne place, este spre folosul nostru. A, așa e de frumos în momentul în care ai o vie frumoasă, ai o vie mare, multă și o cureți. Și după ce ai curățat-o la un moment dat, când apare timpul de a face rod și te duci în via aceea și are un rod bogat și rodul acela este plăcut și gustos, așa e că te mâni. Și zboi, nu am mai curăț niciodată, că anul ăsta m-a umplut de bani. Cine face treaba asta? Te bucuri, așa, mai ales când vezi că. Și, știți cum e român, și mai vine cineva la tine și ce bă, ce struguri faine ai. Te laud cu viaia, așa. -i? De ce? Pentru că are un rod bogat, un rod plăcut. Ce a zice dumneavoastră dacă. Nu dacă, cu siguranță Dumnezeu se uită la noi în seara aceasta. Întrebarea care se ridică, se pune și este următoarea. Ce zice Dumnezeu despre rodul pe care l-am adus eu când am trecut prin suferință? Doamne ajută-ne să aducem un rod bun, bogat, ca atunci când cineva gustă din rodul acesta să se bucure și să se hrănească chiar cu rodul acesta. Credința unui credincios, să știți, unui creștin, nu se vede atunci când îi merge bine, ci uh, frumusețea unei, unei corăbi, spunea cineva, a unui vapor, nu este în port, ci unde? În largul mării, în mijlocul furtunii și avalurilor. Psalmul 93, cuvântul lui Dumnezeu, este un psalm frumos. versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, Răurile voiesc, Doamne, și ori voi și voiesc și vor mai voi și în viața ta. Se umflă cu putere, dar uitați cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4, mai puternic decât voietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor, a furtunii care i-a trecut prin viața ta și care va mai trece și va zgudui corabia vieții tale. Este Domnul în locurile cerești, binecuvântat să-i fie numele. Este Cel care te-a luat sub aripa Lui și împreună cu El treci prin furtuna aceasta. Pentru că furtuna lovește și în corabia cu Sfinți. Ucenicii erau pe mare împreună cu cine? Cu Domnul! Mântuitorul era la cârma corabiei și la un moment dat furtuna o lovit și în corabia aceea în care era Isus. Faptul că l-ai pe Isus în viața ta nu te scutește de suferință și de furtună, dar vreau să spun un lucru care l-am învățat eu. În momentul în care Hristos conduce corabia vieții tale, cele mai puternice valuri, cele mai mari săgeți ale vrăjmașului, cele mai puternici arme, dacă vreți, știți unde lovesc prima dată? În frunte! Aleluia! Lovesc în el și ce mai rămâne ajunge și la tine. Și noi spunem, Doamne, nu mai pot! Dar El a putut totul, știți de ce? Pentru mine și pentru tine, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim tari în furtună. Suferința aceasta pământească, să știți, ne scapă de chinul veșnic și este mai bine și mai de folos. Fiind înrădăcinați în Domnul nostru, Isus Hristos, Efeseni, capitolul 2, versetul 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în Hristos, în locurile cerești, în El, din El, din cap, tot trupul bine închegat își primește creșterea. El este Cel care înfruntă furtunile din viața noastră împreună cu noi, Luați jugul meu, spunea Domnul, și sarcina mea, că jugul meu este bun și sarcina, știți de ce? Pentru că nu suntem singuri binecuvântați să fie Domnul. Suferința scoate la ivială adevărata noastră valoare. Aurul este curățit prin foc și focul dovedește, 1 Corinteni capitolul 3, versetul 13, și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia focul scoate la evială și în urma focului, în urma furtunii, rămâne în picioare adevărata valoare din mine și din tine. Binecuvântat să fie Domnul! Nu e furtună prea mare, nu e încercare prea grea, nu e furtună din care Hristos să nu te poată scăpa. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu! Credința e puterea ce oprește furtuna și valul și nori și vântul grozav. Binecuvântat să fie Domnul, pentru că îl avem pe El în corabia vieții noastre. Haideți, frați și surori, mai mult începând de astăzi să nu ne mai temem de ceea ce va urma să vină. Cuvântul lui Dumnezeu spune Matei capitolul 10, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce pot să ucidă trupul, Trupul are valoare, trebuie păzit curat întreg, 1 Tesalonicen 5 cu 23, până la venirea Domnului. Dar ascultați-mă, după ce trupul acesta trece din lumea aceasta, rămâne sufletul. Și temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să ucidă și sufletul și trupul. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Știți de ce? 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 la 5, cuvântul lui Dumnezeu spune că îngăduie suferința în viața noastră ca să ne mângâie. Pentru că atunci când încurajezi pe cineva care este bolnav, dacă n-ai trecut pe acolo și te duci și îl încurajezi, omul, ca așa este omul, te întreabă, tu ai trecut pe aici? Și tu îi spui, nu, nu, du-te și să vină altul. Când vine altul și spune, frate, știu că e greu, știu că E, e, e grea suferința, dar uite și eu am trecut pe acolo și acum sunt în viață, acum am biruit, se poate, dacă El a biruit, vei birui și tu, dacă vei rămâne lângă El, binecuvântat să fie Domnul, cu El putem să biruim și prin suferința prin care am trecut mângăierele de care am avut parte când am trecut prin suferință, pentru că El a trimis pe cineva lângă noi care ne ajută și ne mângâie în toate necazurile noastre. Știți despre cine e vorba? Despre mângăietorul, binecuvântat să-i fie numele, care este lângă noi. Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră în alt rând ca să-și arate slava. Doamne, cine a păcătuit? El? Pentru că de multe ori când trece omul prin suferință, noi spunem, a, uite, l-a bătut Dumnezeu. Nu! Suferința nu întotdeauna este consecința păcatului. Unii ori Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Vă aduceți aminte de Lazar? Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, Ioan capitolul 11, că au venit veste aceasta la urechile Mântuitorului și au spus așa. Lazar, prietenul tău a murit. Și Domnul spune cuvântul lui Dumnezeu, a mai zăbovit două zile. Și după aceea s-a dus către prietenul lui. Și la un moment dat spune, Lazar, prietenul meu, ce face? Doarme. Dar în momentul în care a primit vestea, spune, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, în momentul în care ajunge la mormânt, după ce se întâlnește cu Maria, cu Marta, se înfioară în Duhul lui, plânge ajungând la mormânt, face o rugăciune simplă. Știți pentru cine? Pentru cei ce erau prezenți. Pentru cei care erau acolo să vadă. Unii au crezut și alții nu. Întrebarea se pune: ce învățăm noi? Din suferința prin care trecem în viață. Chiar dacă ne este greu, să știți, Domnul cunoaște suferința prin care am trecut și cunoaște prin ceea ce vom mai avea de trecut. Dumnezeu să ne dea putere să trecem viruitori, pentru că, în momentul în care trecem, trecem împreună cu El, noi prin El, Roman, capitolul 8, versetul 37, suntem mai mult decât. Biruitori. Se poate să biruiești, chiar și în cele mai negre uh, circunstanțe ale vieții. Cei trei tineri în cuptorul cu foc, spre exemplu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu nu i-a păzit de cuptor, ci în cuptor a fost cu ei și le-a dat biruință. Suferința o mai îngăduie Dumnezeu în viața noastră, știți de ce? Ca să testeze pe cei sănătoși. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei, capitolul 25, următoarele lucruri. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Când, Doamne, am făcut noi toate aceste lucruri? În momentul în care s-a întâmplat unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei. De ce cu tare trecut prin suferință? Ca să vadă Dumnezeu ce zice ăla la al cutărică. A, acum i-a venit momentul. Nu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Nu? Dumnezeu uneori ne trece prin suferință ca să testeze pe ceilalți credincioși din, jur, din jurul nostru și să vadă Dumnezeu cum reacționează Y când X bolnav. În ultimul rând, știți de ce îngăduie Dumnezeu suferința? Ca să ne unească. Ce bine e să plângi cu cel ce plânge și să te bucuri cu cel ce se bucură. Vă aduceți aminte de cei zecele proși? Spune cuvântul lui Dumnezeu că unul din cei zece s-a întors să mulțumească și interesant ăsta era. Știți că iudeii nu aveau nicio legătură cu samaritenii. V-ați gândit vreodată dacă printre cei nou zece bolnavi de lepră erau și greci, romani? E posibil. Ăștia nu aveau legătură unii cu alții, iudeii cu samaritenii. Și totuși, fiind leproși, erau împreună. Mă rog ca Dumnezeu să facă suferința prin care ai trecut, treci sau vom trece, să ne zidească, să ne unească și să ne lipească mai mult unii de alții și împreună de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.